Vlada Gurghiu, numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sunt Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Ascultăm fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Găsiți tuturor din nou împreună aici la Daregin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, iar pentru dumneavoastră o nouă ediție Reginul în direct. Medierea în sportul românesc este subiectul ediției de astăzi. Invitatul meu, domnul mediator Alin Romulus Păcurar. Bun venit, Alin! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și celor mulți telespectatori și radioascultători ai postului dumneavoastră de televiziune și radio. Bun, introducerea fiind făcută, medierea în sportul românesc, vă dați seama cam despre ce este vorba. În întâlnirile anterioare dintre noi am punctat foarte obiectiv și eu vreau să spun așa și cinstit felul în care se desfășoară lucrurile în sportul românesc și unde ar putea apare rolul mediatorului apropo de relațiile dintre sportivi, partea tehnică, cluburi sau tot ceea ce cuprinde mișcarea sportivă la urma urmei. Și, în primul rând, cum spunea Alin, era vorba de sporturile olimpice, unde, într-adevăr, ne fac cinste și există chiar și acolo. Suntem oameni și există probleme. De aceea, un grup de inițiativă, iată, încearcă să rezolve această problemă. Da? Așa este. Și mă bucur că pot, prin intermediul dumneavoastră, să fac public unui corp mai larg de ascultători de ce este benefică medierea la modul general pentru societatea românească. Tocmai pentru a înțelege că medierea este o artă a comunicării. Ea este o instituție, dacă vreți, chiar dacă modernă europeană, ea așa are de când a apărut pe pământ după Adam și Eva al treia persoană. Adică chiar dacă era personificată în șarpe. Deci până a făcut invidia să apară sau blocarea de comunicare. Armonia, pacea socială la care tindem toți, prietenia, iubirea aceea nu se poate face decât prin a comunica. Și inevitabil ca în orice domeniu social și sportul are disensiunile și are conflictele sale
inerent apărută datorită efortului făcut de sportivi pentru a atinge niște țeluri și niște rezultate sportive de excepție, datorită antrenorilor și medicilor și aparatului tehnic care sunt angrenați și sateliți în jurul acestuia, și datorită stresului apare și acel click în care cearta este aproape, reproșurile sunt aproape, poate din nimic se naște ceva. De aceea medierea trebuie să fie înțeleasă ca o binefacere pentru noi, pentru societatea noastră, să revenim la o societate a dialogului și a comunicării, astfel încât, fiind în armonie, parcă merge totul mai bine. Zâmbetul apare pe buze, destinderea și automat și economia și tot ce ține de aceasta este un beneficiu a tuturor. Eu, Alin, vreau doar puțin să te întrerup, vreau să-i fac o surpriză, pentru că nu era, nu știa ce am pregătit. E vorba de un amănunt, aparent un amănunt, dar sper că pentru el va fi o plăcere și pentru cei pe care îi reprezintă. La Buzău a avut loc o manifestare extrem de importantă și la standarde înalte de ținută și de aceea vreau să vă arăt cam cu cine stăm noi de vorbă, de fapt, în aceste momente. Este un amănunt. Haideți să vedem materialul. E bine că e sigla Consiliului de Mediere. Este forul nostru care reglementează activitatea de mediere în România. Este compus din 9 membri, alături de alți 2 membri supleanți. Este cel care face ca cei aproximativ 10.000 de mediatori din România să aibă o organizare și un corp profesional tot mai bine vizibil în societatea noastră și să se facă cunoscuți ca intelectuali, experți în comunicare și care vin în ajutorul mai nou al instanțelor de judecată din România pentru degrevarea celor 3.700.000 aproximativ de dosare ce sunt astăzi pe rolul instanțelor din România. În sensul în care litigiile de mai mic impact să devină și să fie gestionate de către mediatori. Uite, cam acesta este un fel de clip de prezentare al da, e o da. Surpriză foarte plăcută. Pe 9 mai, anul curent, cu ocazia Zilei Europei și totodată am sărbat Ziua Mediatorului din România, în frumoasa sala Consiliului Județean din Buzău, prin sprijinul și organizator fiind domnul președinte al Consiliului de Mediere, Doru Bădulescu, care a organizat o conferință, Medierea în Europa, Medierea în România, Medierea un bun național, cu tematica aceasta, în care a avut invitați de elită. Au fost majoritatea membrilor din Consiliul de Mediere, domnul Ion Dedu, au fost domnul general de 4 stele, profesor universitar de astăzi. Am primit din partea colegilor mediatori din Marea Britanie, din Belgia, din Franța, mesaje de încurajare, din Italia. Italia alături de România a fost felicitată de Parlamentul European prin comisiile juridice datorită implementării medierii în țările noastre. Italia pentru că a făcut medierea obligatorie în dreptul familiei și în dreptul muncii, iar România pentru obligativitatea cetățenilor de a fi informați cu titlu gratuit vis-a-vis de beneficiile medierii în România. Deci, practic, este acesta, ca să înțeleagă și telespectatorii, este un spot de prezentare extrem de elaborat și foarte
foarte bine da, gândit. S-a constatat de mai mulți analiști, de ce să nu să ne ascundem, faptul că libertățile omului și libertatea de a comunica liber și de a-și soluționa extrem orice de fel de conflict, da. Vedeți, ai deschide fermoară la gură. Da, asta este rolul unui mediator, de a ajuta părțile aflate temporar în conflict, de a se destinde, de a comunica. Noi creăm un mediu favorabil discuțiilor. De multe ori spun, dacă voi v-ați închis telefoanele și nu mai comunicați și nu mai aveți nimica în comun, vă uitați urât unul la celălalt, deveniți mai grosier mental, să zic așa, apare un ambasador, se deschide o ambasadă, un facilitator de comunicare și prin intermediul acestui specialist în comunicare începeți să vă spuneți păsurile și să vă ofertați, după care el vă ajută într-un mediu mai liniștit așa, ca să vă faceți negocierile pe calea compromisului și să ajungeți la o soluție de tip win-win pentru ambele părți. Da, e o surpriză foarte plăcută. La această Ziua Europei sărbată și Ziua Mediatorului în România, 9 mai, la Buzău, în intervenția mea ca și lector, mi-a revenit titlul Medierea în sportul olimpic românesc. Și, cum spuneam și la o ediție trecută, tot aici, la dumneavoastră, este nevoia, datorită faptului că sportul românesc, sportul olimpic românesc, cu cele 301 medalii pe care le are astăzi, din 1914 până la ultima olimpiadă de la Londra, da, din 2012, este un bun național și este o marfă de export de redută. De aceea el trebuie consolidat și s-a ajuns la, printr-o analiză, la concluzia că la loturile olimpice, unde presiunile sunt mari, dacă se iscă un conflict, acel mediator de serviciu, cum l-am numit eu, din trupa SWAT, adică soluție de tip win-win, prin încheierea unui acord în echipă sau în timp redus, mediatori care au fost sportivi, după cum bine știți, și Mihai Leu, i-a obținut acordul, este un campion mondial de elită cu o imagine foarte bună. Am întâlnit de curând pe colegul meu, născut mai devreme, campion olimpic Vasile Andrei, iarăși un foarte bun comunicator și o persoană cu un echilibru fantastic. Acei trebuie să fie mediatorii care, din experiența lor, care au trecut-o și ei acum zeci de ani pe la loturile olimpice și înțeleg bine ce încearcă să le transmită ori sportivul, ori antrenorul cu care s-a intrat în conflict, astfel încât îl și înțelege și și dă acel echilibru de a-și găsi soluțiile reciproce, astfel încât să nu pătrundă în spațiu public și a fi devorat de imaginea negativă transmise de cotidiene care se hrănesc și vând numai acest lucru. Da. Gen Cancan, Plix sau alte... Nu numele lor, ci pur și simplu. Hai să-i spunem paparazzi, da. Care se hrănesc din negativ. E vremea, dacă vreți, să vină la o conlucrare și pe spirit pedagogic. Venim în ajutor lor, am spus-o și data trecută, această trupă de mediatori de elită din sportul românesc vor face cu titlu gratuit și voluntar, pentru că dorim să ne aducem și noi aportul consolidării sportului românesc olimpic și în obținerea de rezultate viitoare de excepție. Am primit cu mare bucurie sprijinul total al președintelui Consiliului de Mediere, domnul Bădulescu, a domnului vicepreședinte al Consiliului de Mediere, dr. Zeno Șuștac, care, în paranteză, vreau să vă spun, este implicat în Comitetul Olimpic Internațional prin recunoaștere de talie internațională și mondială. Este în Comisia de Litigii a Comitetului Olimpic Român și dânsii mi-au promis că mă vor susține în proiectul meu de mare anvergură, conceptul de mediere și arbitraj în sportul românesc,
care doresc să fie finalizat prin înființarea la București a unui tribunal sau unei curți de arbitraj sportiv românesc, astfel încât orice fel de litigiu apărut să nu fie de competența instanțelor românești civile publice, ci să se rezolve într-un tribunal, într-o curte specializată de elită morală a sportivilor, rufele să fie soluționate și spălate în familie și cu costuri mult mai reduse. Primul pas ce doresc și dânsii am sprijini este încheierea de protocoale între Consiliul de Mediere și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care iacătă din 29 mai are un președinte în persoana domnului Alin Petrache, cu Ministerul Tineretului și Sportului prin bunăvoința doamnei ministru Gabriela Sabo, o ardeleancă de-a noastră, noi reghinenii, aflându-ne la 60 de kilometri de Bistrița, putem să spunem că vorbim aceeași limbă, și după care cu fiecare federație română de specialitate, nu numai olimpică, ci și neolimpică, astfel încât în contractele care dânșii le au între federație și sportiv, între federație și medic, între federație și masseur, între sponsor, federație, sponsor și alții, acel contract la final, care se încheia cu formula orice litigiu sau dispută vizând acest contract, în loc de formula se rezolvă pe cale amiabilă, avem deja instituția medierii definită prin legea 192 din 2006, să fie prin mediere și arbitraj în condițiile legii. Și atunci, sigur, creăm deja premizele în ființării acestui tribunal sportiv. Bun. Din păcate, o scurtă pauză, după care revenim. Sunt lucruri extrem de importante. Sportul face parte din viața noastră. Sunt extrem de mulți sportivi valoroși care, iată, au activat până acum. Onorabil, dar iată, există amănunte în aceste contracte, există amănunte în viața noastră, care iată rolul mediatorului, tocmai acesta este, de a le rezolva pe cale amiabilă, exact cum spune Alin, dar toate după o scurtă pauză. Și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.reghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism,
arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Revenit în direct la Reginul în direct, Daring TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, medierea în sportul românesc cu domnul mediator Alin Romulus Păcurar. Am vorbit în prima parte despre ideea pe care a avut-o acest grup de inițiativă, această, trupă SWAT, apropo de medierea în sportul olimpic românesc pentru început și apoi, cum detalia dânsul, mergând până la fiecare sportiv în parte, dacă se poate. În acel contract pe care îl are între cele două părți, normal să existe acest tribunal sportiv de arbitraj, dacă doriți totul să se rezolve pe plan sportiv la noi, în România, să nu fim nevoiți să mergem la Lausanne sau eu știu unde și mai ales să fie drepturile fiecăruia respectate. Corect, așa da? E. De ce? Pentru că, până la urmă, medierea este și un drept al fiecăruia. Dreptul de a-și alege el cum își soluționează disputele și conflictele. Vedeți, dumneavoastră, în sportul românesc, 80% se învârte în jurul imaginii sportivului. Sportivul nu-și face peste noapte un brand. El, în sala de sport, pe arenele sportive, face niște eforturi deosebite timp de peste 10-12 ani. Se investește multă muncă, nervi, a familiei, sacrificii. Deci dacă face ceva diferența între un sportiv de înaltă performanță și un om normal, este acel sacrificiu. Ori acel sacrificiu ți-l poți pierde foarte ușor, acea imagine ți-o poți pierde foarte ușor, intrând într-un conflict, spre exemplu, într-un restaurant, într-un bar. Cunoaștem fotbaliști care s-au bătut cu ospătarii. Cunoaștem fotbaliști care au dormit pe holul unei case de a scărilor. Da. Apropo de... Vinerea trecută a început la Târgu Mureș campionatul național de lupte seniori și organizatorii, Clubul Sportiv Mureșu și CSS Târgu Mureș, au dat o masă de protocol la Târgu Mureș într-un locație superbă. Mi-am văzut foștii colegi de la lotul olimpic de acum 27-30 de ani, printre ei de la greco-romane, care sunt acum comandanți prin de poliție prin Poiană, Uță, și la un moment dat am sesizat un atlet care nici cum nu putea să fie luptător, că toți ne recunoaștem după urechile rupte și era mai subțire la așa și îl întreb așa cu voce tare, zic, cine este frumușelul acela cu care ați venit? Și până la roz așa zice, sunt Gabriel Tamaș. Zic, care e Gabriel Tamaș? Ce fotbalistul ăla care a dormit pe treptele la...
Deci, nu întâmplător l-am întrebat și cu ocazia asta vreau să vă spun că era normal ca să încep prima dată în a media conflictele care există, mognite, au fost mognite, le-am pus acum pe tavă weekendul ăsta și într-un mediu deosebit de armonios la Arciud, la 22 de kilometri de Reghin, în județul Bistrița, într-un cadru feric natural, așa, și intim, le-am lămurit și a fost cea mai reușită mediere care am putut să o fac până acum, cea cu numărul 100. Da, și cea și fiind vorba legată de sport. Exact. Exact ceea ce dorești. Prima legată de sport și cea cu numărul 100 pe care am mediat între generațiile vechi și generațiile noi, între rivalitatea în ghilimele care exista între lupte greco-romane și lupte libere, între orgolii și stiluri de a modela sportivii de astăzi după școala rusească, da, sau exact, școala americană, între oameni de afaceri implicați în Federația Română de Lupte, care nu au așa notorietate, și cei care au adus glorie și au o imagine neștirbită în luptele românești, spre exemplu campion. Am profitat de faptul că pe metru pătrat la Târgu Mureș weekendul trecut au fost trei campioni olimpici și vreo 20 de campioni europeni medaliați la europene de seniori. E drept generația 80-90. Și am constatat într-un final că trebuie să scriem o carte despre rezultatele frumoase obținute de acești frumoși luptători ai anilor 80-90 și să continuăm cartea scrisă de maestru Dumitru Cuc și soția sa împreună cu jurnalistul Satmari, Sportul luptelor de la La Z sau Secunda Victoriei, Secunda de Aur. Bun, dacă suntem aici și ai pronunțat un nume al domnului Dumitru Cuc, mai avem un material pe care vă rog să-l urmăriți. Cei care sunt la ne ascultă doar la radio vor pierde aceste momente, dar pe internet ne găsiți, foarte simplu, chiar merită. Celor care doresc să-și amintească, să revadă nume celebre ale sportului românesc, în materialul următor veți avea prilejul. Aici Cornea Cornel, antrenorul de lupte de la Lot Olimpic de la Târgoviște, acasă la Dumitru Cuc, președintele Federației Române de Lupte, domnul profesor Răzvan Pârcălabu și campion olimpic Vasile Andrei, domnul general Vasile Văduva, inegalabilul pozitivist chestor Zamfir Niculae de la Dinamo București, șeful secției de lupte de la Dinamo București. În Arciud, o locație superbă săsească, într-un mediu natural, a ales maestru Dumitru Cuc, născut în 1928 la Calea Mare, județul Bihor, care s-a apucat de lupte în 1944 la Reșița, da, și care, datorită rezultatelor sale de excepție, în 1948 a fost și recrutat la Dinamo București. Putem spune că dânsul a înființat secția de lupte a clubului sportiv Dinamo București. Vreau să vă spun că prin mâinile lui Dumitru Cuc au trecut 4-5 campioni olimpici la lupte, de la Dumitru Bularca la Martinescu, la Ștefan Rusu, cu care a și antrenat în anii 99-2000 la un club de elită în Turcia, cu care au ieșit, au luat Cupa Campionilor Europeni. Dar toate generațiile de aur a luptelor românești au fost trecute inevitabil și sub supravegherea dânsului. În 1973 se acordă titlul de antrenor emerit și în 1986 dânsul puțin forțat iese la pensie. Deci, practic, nume mari, monumentale pentru sportul românesc. I-am făcut o surpriză de suflet împreună cu distinsa lui soție Melania Cuc, scriitoare, jurnalistă și o foarte bună pictoriță, membra Uniunii Artiștilor Plastici Bistrița, doamna Melania Cuc.
și cu colegul meu Nicolae Zanfir, președinte secției de lupte de la Dinamo București. Am spus că nu se face ca de la Târgu Mureș, cu ocazia campionatelor naționale de lupte seniori, să nu ne adunăm trupa de elită, trupa SWAT, da, ia cătă, prima, da, descindere. Prima descindere. Și am avut o misiune frumoasă de 1 iunie, ziua copilului, pe 1 iunie, la ora miezii am descins la dânsul. Nu vă spun ce bucurie, ce surprize plăcute, ce încărcătură emoțională a fost acolo. Eu am fost și fotograf și de multe ori mi-a tremurat mâna ce vedeam prin aparat și discuțiile care erau interminabile și cu o încărcătură fantastică. Le mulțumesc încă o dată în numele lor Federației Române de Lupte, domnului profesor Răzvan Pârcălabu și domnului vicepreședinte, cei doi vicepreședinți Luca Lucian și pentru faptul că au respectat valorile autentice, au venit, au acordat diplome și plachete de onoare distinșilor componenți a clubului Dinamo, care i-au fost elevi, că nu și-au uitat maestru, și ceea ce face să cred că luptele românești în România se vor revigora. Sub înțelepciunea tuturor și prin amalgamul de armonie care l-a creat și mediator de serviciu. Da, mi-ați făcut o surpriză plăcută, vă mulțumesc frumos. Mai avem încă una, nu ne ascundem acum, da, în ultima parte a emisiunii, vom mai avea încă o mică surpriză. Dar apropo de aceste nume mari, de tot ceea ce a fost, vreau să povestim doar așa, ce fel de atmosferă era în sânul delegației României, să spunem, în momentul în care mergeați la competiții. Da. Ok, și felul în care o percepem noi astăzi, cam cum stau lucrurile astăzi, dar asta și surpriza pe care am promis-o după o scurtă pauză. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Aici nu se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șac. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă.
ultima parte a emisiunii, Reginul în direct aici la Da Regin TV, pe micul ecran, pe sticlă și bineînțeles live, 96,3 FM Radio Galaxia, medierea în sportul românesc, invitatul meu de astăzi, mediator Alin Romulus Păcurari. Bun, Alin, atmosfera, la asta, cu asta trebuie să începem, cam cum era atmosfera în loturi, în delegația României, la competiții, în anii în care tu erai sportiv de performanță? În primul rând, era una de disciplină. Și disciplina pleacă de la respectul reciproc. Și pleacă de la respectul față de maestrul tău, de la care ai ce învăța. Ca atare, noi plecând de la cluburile sportive, la loturile olimpice, plecam cu un anumit bagaj de cunoștință. Dar acolo ne upgradam, să folosesc un neologism. În ce sens? Începeam cu competițiile internaționale. La o competiție internațională, unde deja reprezinți, atenție, țara, nu numai pe tine însuți, trebuia să ai o anumită conduită de etică, echitate și spirit de fair play. Dacă în anii 86-87 la loturi aveam acei metodiști, așa se erau numiți, erau veritabil psihologi și mediatori, dacă vrei, care stăteau de vorbă cu sportivul, îl deschideau și îi arunca în eter, în univers, acele tare pe care acesta și le făcea. Spre exemplu, aveam o psihoză tot lotul de libere vis-a-vis de tragerea la sorți. Să purtam o grămadă de amulete, tot felul de jucării și dormeam într-un anumit fel, ca a doua zi să extragem din urnă un număr care să ne permită să trecem într-o grupă separată de cea a sportivului din Uniunea Sovietică sau a bulgarului sau al redegistului, da. Pentru că aceia erau campioni europeni și mondiali. A venit, ne-a deschis mintea, eu cel puțin am comunicat la acea vreme cu domnul Mihai Burlan, se numea, și după aia, când mi-a explicat că avem și ei au două mâini și două picioare și sânge roșu, iar noi suntem departe de casă 6 luni de zile, slăbim atâtea kilograme, ridicăm atâta haltere și facem așa efort, mai e și culmea să te duci la europene, la mondiale și să te și învingă cineva. Da. După care, specialitatea mea a fost ca primul meci să nimeresc cu rusul sau cu bulgarul și să înving la scor. Și vorba antrenorului de la acea vreme, Nicolae Pavel, ca să ieși medaliat european, trebuie să învingi pe altul mai bun decât tine. Da, eram 28-30 de inși la lot, chiar astăzi am vorbit cu colegul meu de la Galați, Buleandră, și a spus, dom'le, fă ceva, nu mai avem la loturi decât 6-8 sportivi, nici nu știm cum să îi împerechem pe cel de 50 de kilograme cu cel de 100, lotul de seniori nu știm dacă se face, îl mestecăm cu lotul de juniori, și atunci... Sigur, trebuie mers înapoi la rădăcină. Iată, printr-un program național, de care sunt fer convins că va fi susținut și de domnul premier, pentru care s-a angajat și public, să o sprijină pe ministra Gabriela Szabo, un program național din nou de selecție prin programele Asociația Sportul pentru Toți, crearea de diferite, noi vom organiza și trântă la nivel sătesc. Exact, da, să știți noi, da. Că Martinescu și Francis Bala, vicecampion mondial, au fost găsiți ca pădurari și ca trântași. A fost o veritabilă echipă de selecționeri care au mers prin toate pădurile Maramureșului și Moldovei, de-au găsit campionii mondiali și olimpici care au fost în anii 80 la Moscova la Olimpiadă și în 84 am luat rezultate deosebite la Olimpiada de la Los Angeles, 54 de medalii, locul 2 pe națiuni după Statele Unite. Revenind, arc de timp, vedeți dumneavoastră, cu cât era mai grele condițiile, cu atât aveam rezultate mai multe. Era acea ambiție extraordinară de a te autodepăși, a fi membru al lotului olimpic, să dai raportul dimineața, să spui, nu era... Domnul era tovarăș și antrenor de lot național, lotul olimpic de lupte
compus din 28 de sportivi prezenți, toți vă prezintă onorul și ne dădea bună ziua și toți salutam bună ziua. Era o solemnitate și un respect. Antrenorii stăteau drepți în fața antrenorului federal, care prin selecție spunea: tu de unde ești? De la Reșița. Toată echipa ta să-ți o areți aici, să vedem dacă poate să facă tracțiunile 40 sau poate să facă pioletul sau cutare. Aceasta nu se putea face fără o exigență. De altfel, distinsul antrenor emerit, domnul Belu, a spus-o: nu puteam să obțin performanțele la gimnastică dacă nu eram sever. Da. Eu știu, aceste copile poate și-au pierdut din tinerețe, din copilărie, dar ca să te separi de omul normal trebuie să faci altceva decât el, să faci ceva deosebit. Bun, uite, eu din păcate iarăși trebuie să te întrerup. Ultima surpriză pentru tine și sper și pentru telespectatori, pentru cei care ne ascultă, internetul este soluția, să vedeți despre ce este vorba. Un ultim material pentru această ediție și normal, sper să fie o surpriză plăcută pentru Alin. Da, este... Este momentul decernării din partea domnului Vasile Andrei, campion olimpic de la Los Angeles, considerat cel mai frumos sportiv al Olimpiadei de la Los Angeles. Maestru Dumitru Cuc este extraordinar de plăcut surprins. Domnul general Vasile Văduva, implicat în sport din anii 1970, membru al clubului Dinamo București, memorialul Martinescu, care s-a ținut cu o săptămână înainte, îi acordă o plachetă de aur. Onoare și respect, asta îmi place, cuvintele scurte, onoare și respect. Iar colegul meu, domnul Nicolae Zanfir, ghiduș ca de obicei, un echipament personalizat de la tricou, training, jurnalistul, colegul dumneavoastră Răzvan Apostolescu de la Radio România Actualități, el e cu fotbalul, dar este și el impresionat de bucuria de acolo. Colegi de la Oradea care au fost sportivi, care astăzi, domnul președinte Răzvan Pârcălab, din partea Federației Române de Lupte, savurează acum pozele anilor 1968, când da, avea din albumul la lot. Uite, acolo, iar da. Acum uitați-vă cum ține domnul Dumitru Cuc agenda lui personală din anii 80 și arată care au fost campioni olimpici și nu numai la sportul luptelor, că asta este frumos. Uitați-vă, uite, din canotaj, da, pe lipă. Zice, da. Lipă am avut-o, a luat indicații de la mine, că era la Dinamo, da, era o somitate. Da. Alexandrache de la Bihor. Este o atmosferă destinsă. Vasile Andrei era copleșit de emoții pentru că i-a recunoscut antrenorul Dumitru Cuc de ce nu l-a adus la Dinamo și l-a luat Steaua. Și titlul olimpic l-a luat în primul rând pentru el, pentru România și pentru Steaua. Și a spus: să știi, dragul meu, că aveai atunci unul mai bun ca tine, se numea Savin. Și a recunoscut. Avea curajul și etica să recunoști bărbătește niște lucruri, simțea nevoia și maestru să le arunce în eter, da, să le spună: de aceea, mă băiete, nu te-am adus de la Vulcan sau de la Alexandria, de unde erai, la Dinamo, pentru că aveam un alt sportiv mai bun ca tine. Dar totuși a ieșit olimpic pentru Steaua București. Bun, eu vreau acum să te întreb, de la acei ani, pentru că timpul din păcate nu ne permite să ne întindem foarte mult, deși e extrem de interesant, apropo de atmosfera ce era atunci și atmosfera care există astăzi, chiar dacă nu o cunoști în amănunțime, dar îți dai seama, trăind în ziua de astăzi, cam cum este? Da, în primul rând sunt mai puține cluburi în țară decât erau înainte. Și inevitabil, dacă nu se modifică legea sportului în a ajuta agenții economici, în a face acele parteneriate triunghiulare, public, privat, club. Adică public, școlile, CSS-urile să fie motorul, după care primăriile să acorde anumite facilități de a-și desfășura activitatea sportivă și antrenorii și sportivii, dar privatului, care trebuie să absoarbă de la vârsta de 18 ani după ce termină sportivul care a apucat să-și dea drumul pentru rezultate de excepție, trebuie să-l absoarbă la un club
nu neapărat muncitoresc cum era înainte, dar la un club privat. Și nu trebuie să căutăm departe, ungurii au făcut acest lucru acum 10 ani, iar în 2012 au avut cea mai puternică urcare în clasament la medalii olimpice și a fost simbioza perfectă în echilibru între parteneriatul public și privat. Sunt ferm convins că legea sportului se va modifica, astfel încât comunitățile locale vor fi mândre să-și adune pui în ghilimele în sălile de sport și pe arene. De ce? Odată să crească sănătos prin mișcare. Știți, sportul este, da, mișcarea este viață, viața este mișcare, e sloganul Asociației Sportul pentru Toți, Reghin. Când începe să fie mai mult și în concurență, atunci se naște valoarea. Și bine, eu acum încă, pentru că este clar ceea ce spui tu și este obiectiv, mai vreau să spun doar atât, să adaug și apoi să te las să faci o încheiere, pentru că e ceva deosebit pregătit de Alin. Vreau să spun că astăzi mai există foarte mulți factori externi, suntem expuși, tehnica și locul în care am ajuns din punct de vedere al tehnologiei este așa de imprevizibil încât ești supus tot felul de presiuni și de tentații și de ești bombardat cu tot felul de informații încât s-ar putea ca să nu fii pregătit tu ca tânăr sportiv care tot timpul ai, depui efort, nu ai timp de altceva, să clachezi la un moment dat sau să fii, din păcate, eu știu, să primești așa o lovitură, un pumn în stomac, pur și simplu. Am înțeles. Fără să dorești. Aș transmite următorul mesaj. Știm bine că părinții sunt priviți de copii ca idoli și ca și exemplu. Deci familia sunt primii pași, cei 7 ani de acasă. După aceea vine școala, mai vine biserica și vine și sportul. Ei, dacă asupra acelui tânăr, în simbioză și în echilibru, toți acești factori, atunci acesta crește armonios și la trup și la minte și inevitabil, peste 10 de ani, vom fi mândri cu ei și datorită rezultatelor de excepție în sport, dacă tot rămânem în sport, da, dar vom avea surpriza că vor fi capi de familie, vor fi intelectuali de rasă și parcă România trebuie să-și țină valorile în țară. Da. Aș dori tare mult, dacă îmi permiți în încheiere, în 9 mai anul curent, am avut un mesaj deschis către colegii mei de la Consiliul de Mediere vis-a-vis de conceptul de mediere și arbitraj și aș vrea ultimile fraze, dacă îmi permiți, da, să le citesc. Chiar te rog. Sportul românesc este așadar ambasadorul de elită al nației noastre. Prin rezultate de excepție ale performerilor români în marile competiții sportive ale lumii, s-a aflat că România nu este situată în nordul Africii sau în întinsa Asie, ci este o țară europeană demnă cu un popor sănătos. Imaginea sportului românesc trebuie să fie una de excepție și respectată. Personal consider că a venit vremea ca și conceptul de mediere și arbitraj, prescurtat MEDARP, în sportul românesc, să-și facă loc, să se consolideze, contribuind la diplomația acestuia. Conflictele, disputele inerente ce apar în marea familie a sportului românesc trebuie soluționate cu rapiditate, confidențialitate, demnitate, etică, echitate și fair play, într-o ținută și eleganță demnă de caracterul unui sportiv român. În procesul de pregătire, în cel de competiție, de recuperare, chiar și de premiere, datorită factorului complex psihosociomotric exercitați asupra tuturor celor implicați în mișcarea sportivă românească, se produc inerent fricțiuni, disensiuni, dispute și conflicte. Medierea, arta de elită a comunicării, mediul propice ce aduce armonia, pacea și destinderea, trebuie să se facă prezentă. Medierea are rolul, dacă vreți, de a ajuta părțile să se elibereze de energiile negative, de frustrări, de blocaje mentale și a le trimite în univers, iar mai apoi, prin intermediul profesionistului în arta comunicării, părțile conflictului, sportivi în cazul nostru, să-și capteze și să le fie încărcat trupul, sufletul și creierul cu energii pozitive, creatoare, pentru a putea da randament maxim în a obține recorduri sau rezultate mondiale de excepție. Sunt ferm convins că sunteți toți oameni de sport și pentru sport. Sunt ferm convins că știți prea bine ce transmite Maxima Mens Sana in Corpore Sano. De aceea sunt ferm convins că ați înțeles pe deplin ce vă transmite un coleg de-al dumneavoastră, mediatorul Alin Romulus Păcurar.
Vă solicit public tuturor mediatorilor din România și în mod expres Consiliului de Mediere, condus astăzi de domnul președinte Dorin Valeriu Bădulescu, să propunem Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federațiilor Române Sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, altor structuri sportive, încheierea de parteneriate și înființarea în cadrul Consiliului de Mediere a unei echipe de mediatori profesioniști care să gestioneze rapid și eficace disensiunile, conflictele sau disputele apărute în sportul românesc de elită. Îmi place mult expresia colegului nostru mediator, dr. Zenu Daniel Șuștac, vicepreședintele Consiliului de Mediere, medierea dăunează grav conflictelor. Carta internațională a medierii în sport, scrisă de dânsul alături de profesorul universitar clujean Alexandru Voicu, mi-a deschis apetitul și interesul spre acest domeniu. Echipa mediatorilor sportivi va avea misiunea de a descinde cu rapiditate în teatrul de conflict, va anihila profesionist energiile negative din sesiunile și disputele și va duce acolo și restaura armonia, pacea și acordul unor minți luminate. Și pentru că am un respect deosebit și onoare, cu asta închei, pentru sportivii de elită al României, pentru că le cunosc efortul câteodată inuman și ambiția de a se autodepăși continuu, respect și deosebit de onoare pentru conducătorii, antrenorii, medicii și toți cei ce susțin sportul și olimpismul românesc, mediatorul Alin Romul Spăcurar se oferă voluntar și cu titlu gratuit de a face parte din echipa MEDARP a sportului românesc. Alin, mulțumesc mult de tot. O încheiere mai potrivită nici că se putea. Și emoționantă. Exact, și emoționată. Mult succes în continuare. Să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, un subiect extrem de interesat. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici, la Reginul în direct. Numai bine! Vedeți astăzi la jurnal. Se deschide ștrandul și se modernizează Parcul Tineretului. Elevii de clasa 6 au început joi, 5 iunie, evaluările naționale de la finalul clasei cu examenul la limbă și comunicare. Recordul pentru cel mai lung și sănătos păr din lume a aparținut la un moment dat unei femei originare din Reghin. Biserica Evanghelică din Reghin a găzduit un concert susținut de organistul brașovian Cristian Paul. Apicultorii s-au întors din pastoral la Salcâm și Rapiță cu miere mai puțină. Rușii Munți va organiza la sfârșitul acestei săptămâni o nouă ediție a Târgului Portului Popular și al Rusaliilor. Despre toate acestea, imediat, la Jurnal de Reghin. Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă, locație de referință pentru Reghine. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant